Fotbalul intern este în vacanță după terminarea campionatelor. În prezent se fac analize a ceea ce a fost în ediția trecută și se fac planuri pentru sezonul 2021-2022. Așa este și la divizionara a treia, CSM Deva, reprezentanții municipalității care finanțează echipa, având regretul că neexperimentata trupă de la Poalele Cetății a ratat pe puțin o clasare pe podium în seria a șaptea, dar dau asigurări că va continua promovarea tinerilor fotbaliști locali. Vorbind de CSM Deva, echipa de fotbal, a încheiat, oarecum să zicem, în grafic locul 5, deși așteptările erau mai mari ce urmează. Da, noi la echipa de fotbal nu ne-am așteptat. Noi am zis că dorim în Liga 3-a și dorim în primul și în primul rând să creștem tinerii fotbaliști sportivi. Am terminat cu un ghinion în ultimul meci, pierdut acasă cu 2-1, dar e important că suntem în Liga 3-a și într-adevăr nu ne dorim un loc cu emoții, cum s-a întâmplat în ultimii 3-4 ani. Este bine că suntem în Liga 3-a și dorim să ne păstrăm acel loc 5-6 de acum înainte, dar important pentru noi este să ne creștem, să ne promovăm tinerii sportivi. În ceea ce privește promovarea în Liga a doua, viceprimarul Ferdinand Pogăcean a precizat că este greu de vorbit despre acest lucru, în condițiile în care handbalistele de la CSM Deva au acces în primul eșalon, dar nu exclude o posibilă surpriză. După promovarea tinerilor, a rămas promovarea în Liga a doua? Să vedem. Două echipe în ligi superioare, la diferite sporturi, este un efort financiar foarte mare, dar eu nu zic niciodată nu. Sezonul viitor, județul Hunedoara va avea 4 echipe în Liga a treia de fotbal. Acestea sunt CSM Deva și Jiul Petroșani, care au jucat în seria a șaptea, CS Hunedoara, care a evoluat în seria a noua și nou promovata Aurul Brad.